Sponsori: Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate. Farmacia inimii, catena. Crăciun fericit, dragi prieteni! Iată, intrăm în casele dumneavoastră cu emoție, cu bucurie și cu foarte mulți prieteni. Sunt 2022 de ani de când s-a născut Pruncul cel Sfânt. Atât a trecut de atunci și această zi continuă să fie una specială. O legătură puternică pe care o avem și astăzi cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu ceilalți. Este ziua în care se vorbește foarte mult despre familie, despre comuniune. Este ziua în care se adună la oaltă generațiile. Ziua în care bunicii își îmbrățișează nepoții, iar părinții copiii. Este ziua în care mamele se uită în ochii pruncilor lor, rugându-se în taină celui ce s-a născut astăzi pentru viață și sănătate. Crăciunul înseamnă cu adevărat sărbătoare, bucurie și petrecere împreună. Este ceea ce vă propunem și noi într-o ediție specială a emisiunii Odată în Viață. În această seară, cu multă emoție, mă bucur să-i avem din nou alături pe membrii Orchestrei Lăutarii din Chișinău, condusă de maestru Nicolae Bodgros. Maestre, bine ați venit și revenit la Televiziunea Română! Bine v-am găsit și vreau să vă spun că sunt foarte bucuros și am o satisfacție enorm de mare, fiindcă, în primul rând, este sărbătoare, este nașterea lui Iisus Hristos. Iar noi, Orchestra Lăutare, suntem bucuroși pentru venirea noastră astăzi aici, în platou, să ne vedem din nou împreună și să-i salut pe toată lumea, cei și de acasă și cei de aici, să le spun la mulți, mulți, mulți ani sănătate. La mulți ani și Crăciun fericit dumneavoastră și colegilor dumneavoastră. Bine ați venit la Odată în Viață! Doamne ajută să avem o seară frumoasă, doamnelor și domnilor, și să vă ținem în fața micului ecran până în ultima clipă. Așadar, vom petrece împreună alături de două generații de artiști și sperăm să ne primiți cu drag, acolo, în casele dumneavoastră. Să înceapă spectacolul! Vă rog să-mi permiteți să vi prezint rând pe rând. Îi vedeți deja așezați la pupitre pe invitații noștri în echipe. Un tânăr și un matur, aș spune. Așadar, o generație de tineri care au cunoscut consacrarea, sunt pe picioarele lor, cum se spune, dar au alături oameni care au cariere solide în spate. Vorbim de zeci de ani de cântec pentru dumneavoastră. Am să încep de acolo. Alexandru Prădățan, Nicolae Furduiancu, bun venit!
Oana Tomoiacă, Viorica de la Clejani, bun venit! Paul Ananie, Ion Paladi, bun venit! Costică Enceanu, prietenul nostru, Andreea Haisan. Crăciun fericit, la mulți ani! Matilda Pascal, Cojocărița și Gabriel Dumitru. Ei sunt cei care vor face spectacol în această seară pentru noi toți și sperăm din toată inima să arate într-adevăr ca un spectacol de Crăciun, cum meritați din plin aici, la Odată în Viață. Și am să încep, desigur, invitându-i la microfon pe cei care au emoții astă seară, asta știu sigur, pentru că, unu, au alături astfel de artiști, doi, au în față peste 100 de oameni aici în platou și câteva milioane în fața micului ecran. Nu e ușor lucru de dus, așa că, tânăra generație la microfon, deschidem cu piese din repertoriul lor. Îi veți recunoaște, sunt convinsă! Seara, Doamne, ajută oamenii faini și lume multă. Da, bună seara, Doamne, ajută oameni faini și lume multă. Hai, hai, am zinit aici la voie, mă. Și deloc nu-mi pare rău că aici ai locul meu. Hai, hai, noroc și bun găsit, Doamne, bine am nimerit, măi. Și deloc nu-mi pare rău că aici...
aici ai locul meu. Mai dai li 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 aș fi de pe mine, să mănânc de bună seamă, parcă am fi făcut de-o mamă. Degetele de la mâine nu-s la fel, dar sunt preună. Dar noi când ne întâlnim, bine ne mai potrivim. Mai tai le 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 cine s-a mână s-a dună. Tai le 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 și pe soare și pe lună. Tai le 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 când într-o minte suntem. Tai le 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 și drag să petrecem. Ui, 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 și iar eu, hai, hai, și iar, hai, Doamne, bine mi-a bumbat! Hai și-am să vin la voi mereu, hai, hai, și iar, hai, să petrec așa cum vreau, cu oameni din neamul meu! Trei migdale, hai român la ora mare, că-i zi de sărbătoare. Să jucăm unul cu unul, că așa joacă românul, că așa joacă românul. Asta-i horă de mână, la un loc pe toți ne adună, și mai tineri și mai tineri, jucați horă, măi români, măi. Când pornește românașul tinerește, românașul tinerește. Dumnezeu de sus privește, neamul nostru îl îndrăgește și în toate ne sporește. Că asta-i horă de mână, la un loc pe toți ne adună, și mai tineri și bătrâni, jucați ora mai români, măi. Că asta-i horă de mână, la un loc pe toți ne adună, și mai tineri și bătrâni, jucați ora mai români, măi. Nu mă sărut, credire de lita. Nu mă la mine te uiți, credire de lita. Și nu mă prins, nu mă sărut, credire de lita. Nu mă la mine te uiți, credire de lita. Păi hai, hai. Și-o mai fătiță și cu tine. Oar nu vrei, oar să rușini, oar vrei să mă chinuiești, oar te vreau și să iubești, mă! Nici n-a cântat, tridire de linda. Nici n-a dulce și sărutat, tridire de linda. Și nici n-a joc, nici n-a cântat, tridire de linda. Nici n-a dulce și sărutat, tridire de linda. Și-o bade palarii nouă, nu sunt nici calea la două. Că eu bade nici n-aș vrea și la trei calea sunt e. Dar și-ți-o pare bade rămân. Nu sunt, la 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 la. Cum sunt frații pe pământ, la 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 la. Că pe frați multe îi leagă, la 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 la. Dar pe noi o lume întreagă, la 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 la. Frața bine și la greu, la 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 la. Cum suntem acum, așa să fim.
s-o bate cinci, la 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 la. Că atâția frați pe aici, la 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 la. Împreună, pas cu pas, la 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 la. Gândul nostru pe același glas, la 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 la. Frați la bine și la greu, la 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 la. Cum suntem acum, așa să fim mereu. Omenia e de preț, la 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 la. Frați așa ca noi, voi să tot aveți mai. Și rai e și păcat, la 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 la. Ei, dar când ne cazui aproape, la 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 la. Prietenul se face frate, la 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 la. Tras la bine și la greu, la 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 la. Cum suntem acum, așa să fim mereu. Omenia e de preț, la 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 la. Frați așa ca noi, voi să tot aveți. Frați la bine și la greu, la 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 la. Cum suntem acum, așa să fii mereu. Omenia e de preț, la 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 la. Vreați așa ca noi, voi să tot aveți. Frați, încă de la debutul lor aici la televiziunea română. Nebunii mei. Asta era o țărănească, să știi. Așa, așa. Mulțumim, bravo, felicitări, mulțumim foarte mult și ați observat în platou a apărut și dansator, membrii ansamblului Cindrelu Junii Sibiului, manager și coregraf Silvia Macrea, asistent coregraf Alessia Sas și vreau să mulțumesc Consiliului Județean Sibiu pentru sprijinul acordat în legătură cu venirea lor la Odată în Viață. Mulțumim foarte mult! Ei, și acum să vă aud, care a fost mai bun? Deci care? Vreau să știu. De ce Matilda e al tău mai bun? Pentru că este înalt, el dezvelt, are voce excepțională, seamănă cu mine. A, bun, 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 bun. Costică, la tine? Ia, stai, stai să vedem. Dragilor, toți sunteți buni, dar Andreea mea e the best. Stai puțin aici pe partea asta, cum e, Ioane? La noi e o problemă. Eu nu știu cum am nimerit un moldovean atât de puțin vorbăreț. El vorbește atât de puțin, cred că trebuie să mă laud singur. Eu am fost cel mai bun, așa Ion? Nu, eu îl rog pe Ion să-mi spună. De ce, de ce e Paul? Paul a fost cel mai bun. Eu am observat, stăteam și mă uitam, când cânta Paul, cântau și dansatorii, și publicul. Îl spun eu pentru care pălărie de... Stai, domne, că zice Viorica acum. Ioana mea! Ia uitați-vă la ea! Două blonde frumoase, durdulii, amândouă, parcă suntem surori! Vreau să vă mai spun ceva în premieră. Băi, eu cred că am găsit bărbat pentru Margherita. Hopa! Aici, pe undeva, unde-i că nu-l mai văd. L-am întrebat dacă este căsătorit și a spus că nu. Dar are un zâmbet ăla de moldovean. Dar cine? 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 Dumnealui. Dumnealui. Alex! Tensoră, Alex, în sfârșit, de când așteptăm! Margherita, să ai grijă, te rog frumos, de băiatul nostru. Așa. Ia ta-și bă de gură. Uite-te la ea. Așa. Ea e durdulie ca și mine, durdulie ca și mine. Le 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 le. N-are frică de oricine. Le 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 le. Ce să fac? Foarte bun. Asta e Viorica. Domnul Furdui, acum a revenit la un ton serios. Nu, eu din ce am înțeles din textul ultimului cântec al lor, care l-au cântat împreună, este că toți sunt buni. Altfel, dacă spunem numai despre unul, stricăm prietenia. Domne, deci a pus concluzia, a pus concluzia domnul Furduiancu, deci asta este, nota 10 pentru fiecare, vă mulțumesc foarte mult și să vă dea Dumnezeu cariere cel puțin atât de îndelungate precum cei pe care îi aveți alături astăzi. Noi suntem o gașcă cumva atipică și ne place să facem atmosferă. Avem un vibe aparte și cred eu că și cei de acasă l-au remarcat. Noi suntem foarte buni și separat, dar împreună suntem ca o bombă. Dragii mei, continuăm spectacolul și vă invit la joc. Acum, mă gândesc că și Alex și Andreea au mai jucat. Dar credeți-mă, să joci cu Junii Sibiului, asta e o experiență chiar o dată în viață. Și vă spune una care abia a reușit câteva măsuri să țină pasul. Deci nu există, e foarte, foarte greu. Acum să vă văd. Silvia Macrea a pregătit pentru noi câteva secvențe din obiceiuri care se petrec acum, în această perioadă din an. Ne vom reaminti faptul că acolo, în Bucovina și în general în zona Moldovei, avem foarte multe obiceiuri, jocuri cu măști,
Zine așa, în două vorbe, ce păi, vom vedea? Având în vedere că vă facem o invitație tuturor în Bucovina prin intermediul Junilor Sibiului, într-adevăr, vă vom arăta secvențe din obiceiurile de iarnă, obiceiurile de după Crăciun, de altfel, când la noi în Bucovina se umblă cu capra, se umblă cu ursul, se umblă cu căiuții, dar eu zic de anul nou să rămâneți aproape, pentru că vă facem deja legătura spre ceea ce urmează să vină anul 2023. Ce e foarte important este că aceste obiceiuri ajung în casa dumneavoastră prin intermediul nostru, în semn de belșug, pentru că asta înseamnă aceste obiceiuri, de fertilitate și, de ce nu, gândindu-ne prin căiuții pe care îi veți vedea, la soldații care în trecut plecau la luptă să apere hotarele acestei țări. Așa că sunt multe lucruri pe care le descoperim încă o dată, aici, la o dată în viață. Alex, Andreea, mergem așadar în Moldova. Gospodare să trăiască! De dormiți, de nu dormiți, vă rugăm să vă treziți, că am venit din Bucovina ca să vă arăm grădina! Și am adus aici cu noi capri, căiuți și urători, bă! Câte peni pe cucoș, atâtea oale cu borș, câte pietri în fântână, atâtea oale cu smântână. Ploi la timp, noroc la plug, să aveți parte de belșug și la tăti mesele, inimile vesele! Mulțumim frumos! Hai frunzulițe de cicoare, zi o horă la otare, bă! Oh,
Junii Sibiului, manager și coregraf Silvia Macre, asistent coregraf Alessia Sas, Andreea Haisan și Alex Brădățan. Deci v-au căzut la valierele pe jos. Doamne, deci nu, doamne, așa se joacă cu junii. Ați văzut? Păi nu, nu, totuși opriți-vă. Doamne, doamne. Eu credeam că doar tot pe loc și tot pe loc. Bravo, bravo. Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc partenerilor noștri fideli, Farmacia Inimii Catena, sponsorul emisiunii Odată în Viață, pentru că sunt alături de noi și în acest sezon. Și mergem mai departe, doamnelor și domnilor, evident, fiind așezați în echipe, îi vom vedea și asculta cântând împreună, Odată în Viață. Este rândul Oanei și vreau să o întreb, de ce-ți place Viorica? Pentru că nu puteam să cânt cu altcineva. Energică, plină de viață, un nume mare în lumea muzicii românești. Dacă de aici, și cum se vede, două surorele. Exact, exact. Dacă stai să te uiți bine. Bun, domnilor și domnilor, Oana Tomoiagă și Viorica de la Clejani. Să auzim! Succes! Și frumoase. Bine, uite, uite-le cum șoată drăstuțele. Viorica, numai puțin. Viorica ne-a cântat despre opinci, da? Uitați-vă cum calcă opincile. Vă rog să vă permite să vă prezint ultimul model de opinci. A la Viorica de la Clejan. N-ar fi fost ea, dar altfel. Că de la o vreme încoa m-a ajuns da, să te rog, te rog. N-ai înțeles că de la o vreme încoa m-a ajuns bătrânețea. Picerile mi-a slăbit, tu mai sunt bună de iubit. Băi, ce ne mă înțelegi? Dacă era mai scândură, putea să stau și pe o pincuțe și pe nu știu ce. Dar stai liniștită. Ce să te faci cu mine? Ascultă-mă, baba Onica de-astea avea picioare. Uite, știu, ai făcut puțină burtă, cred că trebuie să baba Onica, auzi, nu m-a pupiși de-astea purta baba Onica. De-asta purta baba Onica. Mulțumim, Viorica, mulțumim foarte mult. Păi ați înțeles, trebuia să sară opincile Oanei. Asta era ideea, de le sară opincile Oanei. A, deci rămânem la ale Oanei. Au vrut reprezentant. Bun, v-a plăcut, da? Bun, mergem mai departe atunci. Spectacolul nostru continuă, doamnelor și domnilor, și cred că
Este unul dintre momentele acelea când, în calitate de prezentator, aș vrea să iau o pauză. Aș vrea să mă așez undeva acolo, lângă dumneavoastră, și să ascult pentru a mă bucura de ceea ce înseamnă muzică la superlativ. 10 ani de zile au fost și sunt și rămân prietenii noștri, ai tuturor românilor. De ce? Pentru că aparțin pământului românesc. 10 ani au venit aici, la o dată în viață, și și-au dăruit poate bucăți din timpul lor, din sufletul lor, din talentul lor, pentru noi toți. Au făcut asta traversând această țară, de la Chișinău, aflându-se aici, în platoul televiziunii române, în fiecare zi de miercuri, dacă nu mă înșel, la ora 17. Arcușul era sus. Mă înclin, le mulțumesc, le sunt recunoscătoare pentru cele mai frumoase momente ale carierei mele și ale echipei noastre. Și astă seară, cu multă, multă emoție, vă invit să-i reascultăm pe membrii orchestrei Lăutari din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Bodgros. Domnilor, la mulți ani! Orchestra Lăutari din Chișinău. Mulțumim, maestre, din suflet și Crăciun fericit pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dragi prieteni, vedetele noastre, dragi, au pregătit un moment special, muzică lăutărească, o dată în viață și pentru domniile lor. Să-i ascultăm. Succes! Să-mi cânti copzar bătrâne ceva, să-mi cânti ce știi mai bine, că vine ți-oi da și banii ți-oi da și haina de pe mine. Că vine ți-oi da și banii ți-oi da și haina de pe mine. Să-mi cânti copzar bătrâne ceva, să-mi cânti și din chitară, că doar s-o-i spărăvi cândva o viață atât de amară. Lăsați-mă lângă pahar, în grâșma întunecoasă, eu sunt copil al nimănui și n-am.
nici bani, nici case. Lăsați-mă acum să stau în crâșma întunecată, să beau, să cânt și-apoi să uit că am iubit odată. Să beau, să cânt și-apoi să uit că am iubit odată. Și mofturos au mai vrea și noaptea beat mama mea și-și bătea nevasta-n cap. Țină că s-a supărat și-a luat drumul și-a plâng mereu după măicuța. Țigă nu s-a întristat și-a luat drumul și-a plecat. Șapte zile a colindat și-a ajuns în calapat. Trecând pe lângă o poartă mama mea, copilașii au chinuit. Uit-o taică pe măicuța, uite acolo pe terasă. Doamne, de mine, de tânăr să vin la tine. Anii mei și tinerețea, uite-i, Doamne, cum se ducă. Nu-i păcat, Doamne, de mine, de tânăr să vin la tine. Și să chefuiesc, să simt și eu că trăiesc. Și să-mi cânte o vioară cu foc de la inimioară, să
să beau și să chefuiesc, să simt și eu că trăiesc. E florăreasă, se scoală de dimineață, vinde florile pe piață, vinde florile pe piață. De-o seduță, gusă-ngusă, venea o fetiță-n fustă, cu ieși și cu papuci, și o întrebai unde duci. Eu mă duc la mama mea să-și dea marfa, mă duc s-o ajut și eu, că e coșul mamei greu. Luați garoafe, luați, și vă bucurați. Luați garoafe, luați, și vă bucurați. Florăreasă, se scoală de dimineață, vinde flori și lilia pentru fratele meu drag, mă. Mama fiecare seară când vine din piața mare, ne adună pe lângă ea să ne dea câte ceva. Am un frate norocos că la o cată și ia bani de jucării, că suntem șase copii. Luați garoafe, luați, și vă bucurați. Luați garoafe, luați, la părinți și frați. Astăzi seară nimeni să nu doarmă, până la ziua toți să ne distrăm. Ospătarii în pacat să toarne și cu leutarii să cântăm. Și astăzi seară-n dans ne strângem brațe, o fată frumoasă nu-i păcat. Seara asta le rugăm pe soațe să se facă că n-au observat. Păi ține pe domn, ține pe zi, ține pe la mândruța mea, ține pe mine, ține pe re, ține într-o petrecere. Astăzi seară nimeni să nu doarmă, că tot om dormi când n-o mai fi. Nevestico în pahar mai toarnă, bea cu mine, nu mă cicăli. Ascult lăutarii după mine, o porni cu toți prin București. Voi opri unde mi-o fi mai bine, ca să-i sar bine să trăiești. Toată lumea! Păi ține pe domn, ține pe zi, ține pe la mândruța mea, ține pe mine, ține pe re, ține-o într-o petrecere. Păi ține pe mine,
ține pe așa, toată lumea. Ține pe mii, ține pe rei, ține într-o petrecere. Mulțumim, Ion Paladi, Nicolae Furduian cu Constantin Enceanu, Viorica de la Clejan și Matilda Pascal Cojocărița, alături de junii Sibiului în ținută de gală, absolut superb arătați. Mulțumim pentru acest moment. Felicitări! Domnilor și domnilor, avem un invitat special în această seară. Vă spune la rândul său Crăciun fericit și sărbători frumoase, un tânăr extrem de valoros. Ei bine, la numai 10 ani începea să cânte la țambal. La 12 ani călătorea în turnee alături de români valoroși în foarte multe țări. Mai târziu, în 2015, participa la expoziția universală de la Milano, reprezentând România acolo. Cântă la vioară, cântă la orgă, cântă la acordeon, la pian și, desigur, la țambal, pasiunea sa de o viață. Și-a propus ca prin tot ceea ce face să depășească limitele acestui instrument și îi dorim să se întâmple așa. Îl susținem, iată, în această seară și vi-l prezentăm pe Cătălin Iancu. Succes! Cătălin Iancu, alături de lăutarii din Chișinău, sub bagheta maestrului Nicolae Bodgros, odată în viață.
Felicitări, Cătălin, succes în toate proiectele tale și sărbători frumoase. Mulțumim pentru această clipă. Mulțumim. Farmacia inimii, Catena. Farmacia inimii, Catena. Domnilor și domnilor, în foarte multe sate din Argeș se păstrează un obicei extrem de vechi. El este realizat ca să aducă bunăstarea acolo unde sunt oameni primitori. Astfel, în prima zi de Crăciun, feciorii aprind un foc, aruncă paie pe el, se rostesc cuvinte ritualice și toate acestea sunt menite să atragă bogăția. Se spune așa, atâtea paie, atâția miei, atâția purcei, atâția boi, atâția oi, atâtea vaci, atâția turmaci. Se crede că acest foc ritualic și incantațiile rostite alungă spiritele rele, aduc sănătate și prosperitate familiei. Asta veți urmări în clipele următoare, aici în platoul Odată în Viață. Gabriel Dumitru și Junii Sibiului. Succes! Ce-a fost rău și să avem bine mereu! Atâția paie, atâția miei, atâția purcei, atâția boi, atâția oi, atâția vaci, atâția turmaci! Paiele pe foc s-au pus, toate relele s-au dus. Haideți cu toții la joc, la anul să avem noroc! Bine tot anul! Zi mai frate, Aoleanu! Coreografia Silvia Macrea, asistent coreograf Alessia Sas. Mulțumim junilor! Gabriel, cred că a zis că asta e momentul serii pentru el, doamnelor și domnilor. Știi cât e la Gabi? Cam atât. 1, 2... Nici măcar! Nici măcar, nu e pe loc! Mă lăsați să spun atât. Dansatorii ăștia frumoși și talentați merită cel mai mare premiu Nobel, asta, ce da. Există pe planeta asta, atât de greu să faci o coreografie, să dansezi. Felicitări junilor! Concluzia Gabi este una singură, rămâi la jocul de șah. Sau mai bine la cântat. Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc pentru sprijinul acordat sponsorilor noștri, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Mulțumim pentru sprijinul acordat. De asemenea, ne-am ajutat să fim hidratați cu o combinație excepțională de pH și alcalinitate, sponsorii noștri Perla Moldovei. Le mulțumim pentru apa oferită
Și mulțumiri de asemenea florăriei Rodiola. Mulțumim frumos! Vi s-a spus, da? Cred, nu știu cât a trecut din emisiune, dar pe cuvânt dacă l-am auzit vorbind. Ion Paladi, mai ești cu noi? Serios? Da. Așa ești tu tot timpul? Eu v-am zis, aici cred că vorbesc eu mai mult. Bun, tu ești și avocatul lui Ion Paladi, da? Bun. De ce îți place Ion, Paul? Dar de ce să nu-mi placă? Uitați-vă la el cât e de mândru. Nu, nu, îți place și... că tace, nu? Și vă spun drept, îmi place că am cum să vorbesc, că nu mă întrerupe deloc. Îmi lasă spațiu să zic ce vreau eu, cât vreau eu. Și tot îi place să se audă și acum are șansa. Tot îi place, e tare mândru și de-aia... Vai de mine, vă dați seama, săracul Ion zice, fii atent de ce m-a ales partenerul meu. Doamne! Vă mai spun ceva, îmi place și de ce l-am ales partener pe Ion Paladi? Pentru că nu știu ce se întâmplă. Eu cred că poate că un pic m-am născut în zona greșită. Mie atât de mult îmi place zona Moldovei, cu tot, cu Basarabia, cu Bucovina, știi cu Moldova. Știi să vorbești în grai? Apoi, nu știu, că îți mai multe greier. În care grai vrei să vorbesc? Bucovina, că avem așa. Bucovinean? Oricum stai mai mult în Bucovina. Da, am stat mai mult în Bucovina anul ăsta, oricum. Eu aș zice mai bine în graiul lui Ion. În graiul lui Ion? Păi mai bine vă peste cânt prud. În graiul lui Ion, ce ziceți? Ah, bun, atunci așa, domnilor și domnilor, în duet, Odată în viață. Ion Paladi, Paula Nanie, succes! Vai verdișul chiperi, m-a întâlnit puicuța ieri, da m-a întâlnit puicuța ieri. Vai verdișul chiperi, da m-a întâlnit puicuța ieri, da m-a întâlnit puicuța ieri. Da m-a întâlnit și ieșe gazmoare, lumea tine ca zi, m-ar întâlni și mâni, ardui ferice din mine. Rai, lai, 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 rai, lai, 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 lai. Așa, mă! Măi, băieti, băiețele, cu părul făcut inele și cu ochii ca mergele. Măi, băieti, băiețele, cu părul făcut inele și cu ochii ca mergele. Mama și mă șere, maică mea femeiere, vino, vino și mă ia, și mă duc la casa ta, și mă fă mirea sa ta. La la e la e la e la e la. Să scapi nei să-i rupată. Și mi-a perdit foaielată, să nu crezi mândru vreodată, că-i să scapi nei să-i rupată. N-ai să scapi nei să-i rupată, gurița ta parfumată, mulți spune că-i la joc-o întreabă, dar numai mie mi-e dată. Lai, 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 lai. Zi așa! Odată în viață, Paula Nanie, Ion Paladi. Felicitări, felicitări. Mă, tace el, tace, dar și când cântă pe cuvântul meu. V-a plăcut? A, ia, spune, Costică, te rog. Mă, Paule, dar unde cu părul făcut inele găsești tu la Ion? Mă, lasă-mă, te rog frumos! Adaptează-l! A venit și maestru și Ion lângă mine, niciunul cu părul făcut inele. Am zis că îmi cânt mie. La maestru e cu inele, da? La maestru este, da. Cred că... Numai cine enervează, el face inele. Acum maestru e cald, da, deci... Da, da. Păi nu, la maestru nici nu trebuie, doar se uită într-un fel și s-a înțeles exact. Exact, ne-a făcut praf pe toți. No, bun, dar m-am descurcat? Nu știu, să întrebăm publicul. S-a descurcat? Gata, domne. Mulțumesc.
Viorica, ți-a plăcut? Foarte mult mi-a plăcut, da, extraordinar. Intru la casting jucat, la ginere? Bă, să știi că nici am venit aici ca un bărbat pentru Margherita! Casting, Viorico! Uite aici, casting. Toată viață! Înțeleg că acum ești nehotărâtă, bă, parcă îmi place mai mult Paul. Mă bate... Vântul mă bate, ia uite, și stânganițel. Și acum parcă mă îndrept. Și pe mine mă lăsați deoparte, ați văzut ce frumos joc. Da, da, cred că cu tine să mă trebuie. Stai că îți place și Gabi. Măcar asta e mai aproape. De la dansă. Auzi, dar vreau să te întreb ceva. Ai mașină, ai? Are, are! Și ce mașină? Apartament ceva pe la Brașov, pe la mare, pe la astea. Mai multe șefa. Vezi că... Băi, din toată casa aia știi cu cine o să ai de furcă cu mine. Mergem împreună. Reunim la două voci. Perfect. Înțeles de ce... Rupem normele. Nene, ca să fii totuși ginerele Vioricăi de la Crejan, trebuie să ai, nene. E greu, trebuie să ai. De toate. Păi ce să mă, că auzi, Iuliana, exact. Să o creadă ea, că e după ea. Așa e. Crăciun fericit, dragii noștri, alături de familiile voastre, de toți cei dragi, bineînțeles cu mesele pline și noul an să vă găsească și să ne găsească sănătoși. Hei, și acum, dragi prieteni, îi veți putea descoperi pe cei care aparțin tinerei generații. Și spun frați, de data aceasta vă prezintă O dată în viață câteva cântece vechi, cântece de lume. Să-i ascultăm! Succes, dragilor! Verde, salbă, moale, i-aduc alusimioane, să-mi-l curăț la picioare, să mă duc la danța-n vale. Danțo! Danțo! Și-am zis verde, trei migdale, aduc alusimioane, să-mi-l curăț la picioare, să mă duc la danța-n vale. Danțo! Vino cu amă-i danțo, oh, oh, danța mea, sărutați-aș gurița mai danțo mea. Sus, sus, sus! Danțo caii mei se moară, de-o nu-i te-i fura de seară, în papușine, pielea goală, să bag mahalaua-n boală. Danțo! Oh! Danțo, caii mei se moară, de nu te-i fura de seară, să bag Bucureștiu-n boală, în papuci și-n pielea goală. Danțo! Oh, oh, danța mea, du-te colo, vino-n coame, danțo. Gurița mai danțo, oh, oh, șansa mor, totdea gândii tale dor mai danțo, oh, oh, danța mea măi, sărutați-aș gurița mai danțo. Am pantof, dar n-am ulei și fac foame lângă ei. Am ulei și n-am cartof, dar vreau ca să-mi iau pantof. Rai, ridi, 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 randa. Adun banii cu poala și mă cheam
Așa la mine, amândoi s-o ducem bine. Ric-taca, dumalaga, dai, dumalaga. Ric-taca, dumalaga, dai, dumalaga. Ric-taca, dumalaga, dai, dumalaga. Ric-taca, dumalaga, dai, dumalaga. Stai, auzi! Bălălău e mandatare la Intercontinental. Vinde carnea fără oase la cacicile frumoase. Hai, dunga, dunga, dunga. Și-o vinde cu trei lei ciunga. Hai dunga, dunga, dunga. Și-o vinde cu trei lei ciunga. Ric-taca, dumalaga, dai, dumalaga. 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 I-a plecat nevasta iar, nu-i nimic. A plecat la aprozare, nu-i nimic. Și sute a cheltuit, nu-i nimic. Și nimic n-a perguit, nu-i nimic. Cheltuie nevasta banii fără rost. Și când vine acasă zice, mă, tu ești un prost. Cheltuie nevasta banii cât or fi. Las ca dulce acasă, păi azi a doua zi. Așa! Pantof și-a cumpărat, nu-i nimic. 500 de lei a dat, nu-i nimic. Și-a mai luat și rochie, nu-i nimic. Și s-au dus paralele, nu-i nimic. Cheltuie nevasta banii fără rost. Și când vine acasă zice, mă, tu ești un prost. Cheltuie nevasta banii cât or fi. Las că aduce prostul alte două zi. Cheltuie nevasta banii fără rost. Și când vine acasă zice, mă, tu ești un prost. Cheltuie nevasta banii cât or fi. Las că aduce prostul alte a doua zi. Cina noastră, ia mai zi, mai zi, mai zi. Să mă duc cu ea pe coastă, zi și tu că-i zic și eu. Mă roagă vecina noastră, ia mai zi, mai zi, mai zi. Să mă duc cu ea pe coastă, zi și tu că-i zic și eu. Hai, Dalino, Cătălino, Floricico, din grădină, vin la maica, te mă fură. Hai, Dalino, hăț, hăț, ca moară la părugreț. Părugreț făcut inele pe pofta inimii mele. Zi așa, tot așa, și-amândoi ne-am gâni-gânila. Zi așa și iar așa, și-amândoi ne-am sărutat. Așa! Frumoasă nu e ea, mai zi, mai zi, mai zi. Dar știe să mă mângâie zi și tu că-i zic și eu. Mândra mea frumoasă nu e ea, mai zi, mai zi, mai zi. Hai, dar știe să mă mângâie zi și tu că-i zic și eu. Hai, Dalino, Cătălino, Floricico din grădină, vin la maica de mă fură. Hai, Dalino, Cătălino, Floricico din grădină, vin la maica de mă fură. Hai, da, hai,
hați, 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 cămoală la părugreț, părugreț, fac cu tinele, de pofta inimii mele. Zi așa, tot așa, și-amândoi ne-am gâdigâdila, zi așa și iar așa, și-amândoi ne-am săruta. Zi așa, tot așa, și-amândoi ne-am gâdigâdila, zi așa și iar așa, și-amândoi ne-am săruta. Felicitări, dragii noștri! Am fost deja într-o altă epocă din punct de vedere muzical. Cântece foarte, foarte vechi și de mare succes în vremea aceea, readuse în atenție de tinerii noștri. Felicitări! Felicitări! Mulțumim! Mulțumim! Dragi prieteni, în clipele următoare mă gândeam cum să vi-l prezint. Cred că fiecare om pe lumea aceasta are o menire. Misiunea sa a fost dincolo de a ridica ștacheta din punct de vedere muzical pentru orice orchestră care a îmbrățișat folclorul românesc. Misiunea sa cred că are legătură cu ceea ce înseamnă pământul românesc și oamenii care îl locuiesc. Ne-a adus împreună, ne-a purtat și ne-a vrăjit cu vioara sa, dar mai presus de toate, ne-a făcut să fim mai buni atunci când îl ascultăm. Doamnelor și domnilor, maestrul Nicolae Bodgros, alături de Orchestra Lăutarii, un moment solo și sper să vă facă plăcere, un dar din partea maestrului. Thank you.
Maestru Nicolae Botgros și Orchestra Lăutare din Chișinău, mulțumim, maestre! Crăciun fericit și la mulți ani! Domnilor și domnilor, atmosfera este exact ca de sărbătoare, exact ca de Crăciun. Viorica tocmai se gândea la... La o ciorbă de perișoare acră, așa, cu borș, cu ardei, iute și o mămăliguță, așa. Și un pic de ceapă, și un pic de brânză, că și publicul a zis, mai mâncare, asta este. Cred că e un stres. Așa ar merge și o fasole cu... Dar spune, te rog, gătești ce de Crăciun? Iau-l-o, dar ce gătesc? Serios? Ce-ți place cel mai mult din ce faci tu? Ce-mi place cel mai mult? Aha, din ce faci tu? Sarmale. Sarmalele ție, nu? Sarmale, da. Sarmale, ciorbă de perișoare, musaca, orice să fie cu... Cu leguma asta, cu porcul. O, ce să fie cu carne. Deci știm unde mergem, ne-am făcut planuri. Unde, gata, unde mergem la Viorica acasă, mâncăm sarmale de Crăciun, maestre, plom toată orchestra. Pentru că Ioniță nu mai mănâncă carne de porc, am trei căței. Deci Ioniță nu mănâncă? Deci Ioniță nu mai e la regimul ăla. E vegetarian? Sau e foarte vegetarian și eu, draga mea, dar sărbătorile astea am spus să păstrăm tradiția. Și de-aia, după atâta concentrare, mă gândeam la o ciorbă acră de perișoare. Ah, Doamne, până la ciorba de perișoare, mergem mai departe cu spectacolul, doamnelor și domnilor. Odată în viață se întâlnesc la microfon Constantin Enceanu și Andreea Haisan. Succes! Hai la hora mare, cu toți să jucăm, că e sărbătoare, ora să începem. Hai la hora mare, cu toți să jucăm, că e sărbătoare, ora să începem. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toți în hor, haide nu mai stați. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toți în hor, haide nu mai stați. Hai la hora Nicuța să jocă, măi frate, când e ora roată, noi uităm de toate. Mă prind cu Nicuța să jocă, măi frate, când e ora roată, noi uităm de toate. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu noi vor, haide nu mai stați. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toții hora, sărbătoare, sau sa când este nuntă, nuntă mare. Așa e la noi când e sărbătoare, sau sa când este nuntă, nuntă mare. Lăutarii cântă ca la Chișinău, hai acum în hor, hai că vin și eu. Lăutarii cântă ca la Chișinău, hai acum în hor, hai că vin și eu. Iuhu! Bravo! Te fac coltean, Andreea, bravo! Constantin Enceanu, Andreea Haisan, odată în viață împreună. Horă ca la Chișinău, înțeleg, deci e o combinată oricum piesa aceasta. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Acum am trebuia papurnița cu prazul să-ți dau și ție, că ciorbă de perișoare nu mai am. Praz n-am, vai de capul meu, zi. Să știi că nu-i rău nici o jumătate de porc dacă ne dădeai. A, o jumătate de porc? O jumătate, păi da, așa. Dar de ce doar o jumătate? De ce nu vrei pe tot? Păi nu vreau tot, că jumătate îi dau Matildei, că așa m-am înțeles cu ea. E mai săracă, Matilda. Am înțeles. Totul se împarte frățește și între aici. Voi, nu? Vorba aia, dați-ar Dumnezeu sănătate, igiene și carne de porc! Așa e de Crăciun. Și cu vinul la vin eu. De Crăciun fi mai bun, se zice, dar eu v-aș spune așa. Să trăiască gazda mult până a fi la păr cărunt. Să trăiască și găzdoaia până a fi la păr ca oaia. Și apoi mă uitai pe ferestruică și o văzui pe doamna țuică. Frig în costie și cârnați. Nu de acele să ne dați, nu bomboane mânânțele, că ne strică la măsele, ziceți măi! La anul și la mulți ani, să aveți un Crăciun frumos! Merge!
mergem mai departe, domnilor și domnilor, cu spectacolul Oana Tomoiagă și Paula Nanie joacă pentru noi. Ne oprim în Maramureș și ne vom bucura de un obicei de-al locului de acolo. Revenim la ideea măștilor. Măștile, care înseamnă, spuneam, obiceiuri legate de sărbătorile de iarnă, într-o montare semnată de Silvia Macrea și Junii Sibiului. Domnilor și domnilor, ne oprim în Maramureș. Ați îmblat la colindat? La pețât voi ați intrat, unde e speche de dat. Ei, dacă la noi a zânit și pe tătie ne-ați târnit, apoi dați-vă jos măștile să vă vedem fețele. Apoi ăsta e a lui Ananie. Și plin de veselie, numai bun pentru Marie! Păi uitați-vă și la Grigore al lui Tiperi, cu năstăcuța lui Ion din Poduri, Doamne, apoi nu știu cum o făcut, ca ăsta e un derab de mut. Apoi, de așa tare să ivdesc, eu cred că se potrivesc. Așa-i. Da, uitați-l și pe togera lui Veșcă s-o lua cu nița lui Chirimpuc. La ăsta i s-o dus fala, că îi cam place drojdeala. Lasă, că și ei a plăce. Tare bine bea și e. Da, ce zici și de Iona lui Sfârșoc? No, amu are noroc că eu cu el vreau să joc! Da, fi, stați așa, că e linia-mi de viță bună așa. Și o tăpeță de o lună! Da. No, dacă te-ți v-ați potrivit, zi ce chiar aș de învârcit! Și Junii Sibiului, coreografia Silvia Macrea, asistent coreograf Alessia Sas. Mulțumim! Bravo! A, păi nu, așe! Ne-am amintit un pic de obiceiul biflaimului, de fapt, parte din asta. Mulțumim foarte tare, foarte frumos! Mulțumim și noi, eu am vrut să bat palma cu el, dar eu cred că tu concurezi cu mine aici, nu știu ce faci. Bravo, bravo! Ce vi s-a părut așa de greu? Ați văzut ce dans greu am avut, ce vi s-a părut stânga? Dragule, calmează-te puțin, lasă-o mai moale, lasă-o așa, că tu ai venit aici, cum ai mers așa ai venit, eu am mers și am venit transpirat tot leorcă.
că după ce ajunge, da? Asta m-am tu cum schimbat? Ai mers așa și venit. Hai de mie cu dansul și cu măștile. A fost interesant, ce să vă zic, abia am văzut scările, abia am văzut pe unde să cobor. Numai eu știu cum m-am descurcat, dar eu zic că așa m-am descurcat de bine. Țais! N-ați auzit ce a spus Oana la final? Oana, te rog să spui cum se zice Maramureș. La noi Maramureș pe uliță se zice good job! Mamă, nu cred așa ceva. Am uitat că ei sunt în 2022, 2023 vine acum. Doamne, mă gândesc, vedeți, este un alt timp. Sunt două generații aici, atitudini diferite, stări diferite, energii diferite. Cred că e mult mai ușor pentru ei acum, nu? Să fie artiști decât v-a fost dumneavoastră la început de drum. E mai ușor acum, nu? E mai ușor pentru că există mult mai multe căi de afirmare. Este Corect. Mass media care online-ul. Ei o stăpânesc și nu numai online-ul. Online-ul care TikTok-ul. Ei îl stăpânesc foarte bine. Ce să-ți povestesc? Am și o feie. Face book de ăsta, cum zice maica. Facebook. Face am Facebook, am Instagram. Stați că aveți da, Instagram, mai am și Instagram, în Paul. Da, o-i feo de la țară, dar la mine, să știi că în anii mei Instagram-ul era în floare, fraților. Numai puțin, vă rog frumos, să dăm microfonul și domnului care nu vorbește deloc. Deci eu am o grijă. Ioane, nu vreau să vorbești tu, taci din gură. Taci din gură. Gata. Lasă-l și pe el să zică. Deci, Ioane, ești pe Instagram? Gata. Și acolo foarte activ pe rețelele de socializare. Am observat asta, de aia te și întreb. TikTok mai nou ne-am făcut și mai mult pe canalul de YouTube stau, pentru că acolo tot postez tot ce fac cu Lăutare și Maestru pe canalul de YouTube postez. Am înțeles. Deci iată, totul se cam mută acolo, în zona online-ului și pentru folclor. Da, că el este din generația mai tânără. Da, tocmai de-aia am zis, e cumva la mijloc între... Între cei, da, e o punte cumva între voi. Vezi, de-aia tace săracul. Eu chiar nu se percepe cel mai bine la Instagram acolo. Zi, Paule, zi că mai nenorocit. Vreau doar atât să spun. Dumneavoastră, adică ceea ce spuneți dumneavoastră că nouă ne este mai ușor că avem mai multe la dispoziție, eu o văd nu neapărat ca o ușurință, ci o văd ca poate o dificultate, pentru că lumea are acum foarte mult acces la foarte multe și nu mai știe la ce să se uite. A, e mai greu de ales. E mai greu de ales. Acum va trebui să muncim dublu. Ești ales de stat. Asta zic, va trebui să muncim dublu. Dom'le, eu zic exact cum spune Viorica, cine e bun indiferent de timpuri. Și asta, valoarea, sper din toată inima, în continuare să rămână pentru ceea ce contează și pentru istorie, fie că vorbim de muzică, fie că vorbim de dans și așa mai departe. Fiecare dintre cei pe care îi vedeți aici au făcut din plin acest lucru și mă bucur astă seară că putem avea acest schimb comun ca echipe și că am alături pe bunii mei prieteni, Lăutari și pe Maestru Bădgros, slavă dată în viață! Mi-e drag! Vă mulțumesc încă o dată! Și dacă tot am mulțumit, vă rog să-mi permite să mulțumesc și sponsorilor noștri, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Ne-am ajutat să fim hidratați cu o combinație excepțională de pH și alcalinitate, sponsorii noștri Perla Moldovei. Le mulțumim foarte mult pentru apa oferită. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, este pregătită Matilda Pascal Cojocărița alături de Gabriel Dumitru, un duet trăit odată în viață. Să-i ascultăm! Succes! Toată viața am cântat la 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 oh, pentru tinerii frumoși și barbață drăgăstoși la 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 la. Păi nu-i place să petreacă de doamne să s-o filească la 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 oh, petrecesc cum petrec eu și o să fiți tineri mereu la 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 la. Sus paharul la mulți ani, uite-o mai trecut un an măi. Și așa domnul s-a dus, măi! Trandafir moldovenesc, mult îmi place să trăiesc, la 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 la. Și ginul dușii îl ia boala și se duși la 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 la. Iar și lui care-i zgârșit, dă doamne să-i stă în gât la 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 la.
sus paharul, măi vecine, să fii vesel ca și mine. Sus paharul, sus, măi frate, la mulți ani cu sănătate. Multă, multă sănătate, românii mei! Și cânte cu îi îndrăgnișuri tu, la-la-la-la-la-la-la. Îi este traiul sărac și toată viața-i posa, la-la-la-la-la-la-la-la. Nu asama cum sunt eu, veselul am fost mereu, la-la-la-la-la-la-la-la. Ca noi dacă ai să și treci mult peste 3000, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sus paharul, sus măi frate, la mulți ani cu sănătate. Jucărița, Gabriel Dumitru. Felicitări, felicitări. N-am repetat de foarte multe ori, doar de două ori cu maestru și talentații sunt buni. Nici n-am ce să zic. Am cântat, ne-am sincronizat, suntem înalți, frumoși, talentați. Suntem cei mai buni, să știți. Ne jucăm în clipele următoare pe o piesă foarte cunoscută și am nevoie și de public aici, da? Nu trebuie să spuneți decât nu-i bai. Că nu-i bai, da? Așa. Invitații noștri au zis, dom'le, tot suntem două generații, hai să ne și duelăm un pic artistic, să vedem ce iese. Doamnelor și domnilor, așadar, vedetele populare și tânăra generație în duel artistic. Succes! Mulțumim! Ce să zic, vedete populare, tânără generație, împreună, aici la petrecerea de Crăciun. Aș dori să le urez tuturor telespectatorilor un Crăciun fericit alături de cei dragi, pentru că, într-adevăr, Crăciunul înseamnă familie și îmi doresc ca toți cei de acasă să-i aibă alături pe cei dragi, măcar în zi de sărbătoare de Crăciun. Avem aici astă seară, doamnelor și domnilor, două generații și aș pune o singură întrebare pentru fiecare. Ce ați lua de la celălalt? Și mă refer aici, ce ați lua dumneavoastră, vedetele, de la cei tineri și cei tineri de la vedete? Pot să încep eu prima? Ia te rog! Eu ne-aș lua tinerețea! Noi am luat tinerețea! Tinerețea! Vai, răspundeți toți același lucru! Și domnul Enceanu, tot tinerețea? Și tinerețea! O să și zic mai eu ce? După aia?
Ai răbdare că pești tânăr. De viață pe care o au ei. Și nu mai are Constantin în cenu poftă de viață. Doamne ferește. Păi cred că nu te dau pe unul de 25. Și la, duc și la horă tot mă duc am și la horă tot te duci. Ziceți. Domnul Baladi, eu personal, după atâția ani de cântat, eu le-aș lua banii din conturi. Asta vreau să zic, tu, banii! Deci banii din conturi. Sau mă mulțumesc cu pupitru meu. Să știți că și eu aș lua ceva de la copiii ăștia. Așa. Dacă tot iau banii din conturile noastre, și eu aș lua banii din contul lui Alex, de exemplu. Păi stați un pic, vă spun eu din casă atunci. Alex Brodețan și-a făcut casă nouă. Ai văzut? E adevărat, e din lemn, să vă mai zic. Un muzeu frumos, a adunat o grămadă de piese speciale. Un adevărat patrimoniu ale acolo. Matilda, cred că ai dreptate. Ce să zic? Ce să zic? Deci, doamne Iuliana, mă scuzați. E bogat, are, nu? Mă, stai puțin, că mai să ai cinerile meu, pupa! Și-a găsit cinerile! Sărbători luminate, sărbători frumoase, sărbători cu bine lângă tot ce e dragi și să aibă parte de tot ce își doresc ei, de tot ce e mai bun, pentru că noi românii merităm tot ce e mai bun. Ne îndreptăm atenția acum către un alt duet trăit odată în viață. Echipa din dreapta mea, doi domni făloși, Nicolae Fărduiancu și Alexandru Brădățan, odată în viață, la microfon, succes! Peste vila di da, la la di da di da. Hei, de-a mea mândră ce mai știi. Hai la la di da, la di da di da. Cucule de peste vii, hai la di da di da. De-a mea mândră ce mai știi. Hai la la di da, la di da di da. Știu că-i bine sănătoasă. Hai la di da, la di da, la di da. E nouă școase. Hai la di da, la di da. Cântă cu ceva le-am faci, măi, la-di-da, hai, la-di-da-di-da, hai, de dragostea celor dragi, măi, la-i-la-i-la-di-da, la-di-da-di-da. Cântă cu ceva le-am faci, măi, la-di-da, hai, la-di-da-di-da, hai, de dragostea celor dragi, măi, la-i-la-i-la-di-da, la-di-da-di-da. Și eu voi cânta sub stele, hai, la-di-da-di-da-di-da-di-da, dragostele mele, hai, la-di-da-di-da-di-da, hop, hop! Și cu hai hai la re la re la, nu m-aș mai lupta cu lucru, hai hai la re la re la re la re la, de-aș fi cânta ca și cu hai hai la re la re la, nu m-aș mai lupta cu lucru, hai hai la re la re la re la re la, aș sfura cât ține zara, hai la re la re la re la re la re la, mi-aș zice cântarea, hai la re la re la re la. Mulțumim! Un moment trăit odată în viață! Nicolae Fărduiancu, Alexandru Brădățan, felicitări și o strângere de mână sănătoasă acolo între doi domni extrem, extrem de iubiți. Mulțumim și felicitări! Ce ai luat de la Nicolae Fărduiancu în afară de bani? Într-adevăr, pentru mine este o mare onoare ca în această seară să fiu alături de... maestru Nicolae Fărduiancu, un simbol al României și, bineînțeles, i-aș lua, dacă s-ar putea, seriozitatea din întreaga carieră. Așa să rămân și eu. Mie mi se pare că amândoi am făcut pasul cu dreptul pe scenă și suntem la fel de serioși, că de aceea am și acceptat să cânt împreună cu tine. Mulțumesc. Iată frumos. Un compliment așa elegant făcut. Mulțumesc. Pentru Alex din partea domnului Fărduiancu. Mulțumim! Felicitări, felicitări! Crăciun cu bine și cu sănătate tuturor celor care ne urmăresc. Să aveți bucurie multă în casa dumneavoastră,
mai ales în această zi când toată familia se adună la masa mare pentru a fi împreună și pentru a cinsti nașterea Mântuitorului. Farmacia inimii, catena. Farmacia inimii, catena. Dacă suntem la o dată în viață și avem oaspeți pe Junii Sibiului, nu puteam să-i lăsăm fără o provocare și pe ei. Așadar, rock and roll, o dată în viață cu Junii Sibiului! Thank you.
Sibiului odată în viață, rock and roll! Mulțumim! Un dans semnat de coreografia Alessia sa, Silvia Macrea. Mulțumim, mulțumim și felicitări, dragii noștri! Fiecare generație, doamnelor și domnilor, a crescut cu anumită muzică. Ei bine, i-am provocat pe invitații noștri vedete să prezinte puțin din muzica ușoară a generației lor. Să vedem ce a ieșit. Succes! Tot ce a fost în viața mea odată voi lăsa uitării. Ani și luni și nopți la rând, povară clipa despărțirii. N-am să-ți cer ce nu-mi poți da vreodată, n-am să-ți cer iubirea. N-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Să te întorci acasă, te aștept să vii, să te întorci la mine, numai aici ne va fi cel mai bine. Dacă n-ai fi existat, nici nu-mi pot imagina. Mă întreb dacă n-ai fi existat, ce-ar fi fost viața mea? Poate nu te merit, dar sunt fericit și simt că am câștigat pământul întreg. Mai de aceea, uneori mi-e teamă, am câștigat și nu mai vreau să pierd. Darul meu primește, este doar iubirea. Te crezi că nu-i prea mult, mă vei ierta. De-ar fi fericirea un dar anume, ani întregi l-aș căuta, l-aș găsi și ți l-aș da. Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat, nici nu-mi pot imagina. Mă întreb dacă n-ai fi existat,
viața mea. Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Atunci pe cine aș fi iubit? Mă întreb dacă n-ai fi existat, cui aș fi spus bine ai venit? Vine sau nu vine, dați-mi un răspuns. Nu cred chiar de mine să se fie ascuns. Să știu că există și mi-ar fi de ajuns. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea. Când vă întâlniți cu fericirea, casa cu bloc, strada speranței la parter, o mai aștept și mai sper. Să o poftiți, vă rog frumos, la masa mea. Vă întâlniți cu fericirea, să-mi toarne doar o picătură de nectar în cupa plină de amar. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea. Când vă întâlniți cu fericirea, casa cu bloc, strada speranței la parte, o mai aștept și mai sper. Să o poftiți, vă rog frumos, la masa mea. Când vă întâlniți cu fericirea, să-mi toarne doar o picătură de nectar în cupa plină de amar. În grădina casei mele e copacul care cântă și pe frunze și pe vânt, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe cântecul ce-n vreme-l cânt. În grădina casei mele e copacul care-mi spune să fiu mândru cum e el, care-mi spune să-mi țin fruntea dreaptă tot mereu. Fie ploaie, fie soare, fie nor, să-l știe în genunchiat. Copacul demn se înalță în grădina mea, amețit de soare, de lumina grea. Acest copac e trup din trupul țării sfânt și-o fi veșnic pe. Un moment trăit o dată în viață de invitații noștri. Iată-i prezentându-vă piese dintre cele mai frumoase din muzica ușoară. Felicitări! Tuturor românilor le urez de Crăciun să aibă la masă pe toți cei dragi, să petreacă cum știu ei mai bine.
și aceste sfinte sărbători să fie în familie, pentru că niciunde în lumea asta nu e mai bine ca acasă și niciunde nu se petrece mai bine decât cu cei dragi la masă. E, și acum, doamnelor și domnilor, mergem unde credeți? Unde o fi sărbătoarea mai întoi? Acasă, la Floarea și Gheorghe! Ți-am zis, fă? Ți-am zis că pleacă? Gata! Ia, taci! Hai că plecare! Păi? Bun, unde a rămas? Da, gata! Da! Care e anul tău preferat? 2000, clar! De ce? Păi ce artificii au fost în anul ăla, eu n-am văzut în viața mea. Și a fost și Olimpiada de la Sydney. Da. Ziua și medalia. Păi noi atunci nu ne duceam doar ca participanți. Noi și câștigam medalii, fă, Floră. Și acum la fotbal nici ca participant nu ne mai prezentăm. Exact. Care este anotimpul tău preferat? Păi bine, Floră, tu nu știi care e anotimpul meu preferat? Oh. Primăvara! Ah, da. Păi bine, vă, primăvara, când ieși afară și vezi muștele zburând, albinele zumzăind și verdele la crud. Păi mai ales că primăvara e și ziua mea, nu e 23 aprilie, Sfântul Gheorghe. Și Paștele. Păi da. Pune Floare o masă, spală Floare vasele. Bă, și ce ai vrea? Să nu mai mâncăm de Paște? Ba da, mă, dar să te mai ridici tu de la masă. Că tu te așezi de înviere și te mai ridici de izvorul tămăduirii. Haide, cetează. Te rog frumos. Deci. Eu acum. Care e culoarea ta preferată? Galbin. E, păi dracu. De unde și până unde? De la Nistru până la Tisa. Tot românul mi s-a plinsa. Hai, îți plac ție lanurile de grâu sau lanurile de rapiță? Nu mă-mi place când tăiem porcul și e țugurlanca la poartă, la gard. Fă, dacă o vezi, e galbină ca lumânarea de ciudă. Și ore care credeam că îți place galbinul ăla al lui Van Gogh. Care Gogu? Van Gogh, fă, pictorul ăla într-o ureche. Van Gogh, pe ăla are un galbin. Hai, zici că a dat cu coajă de lămâie rasă pe tablouri. A, bravo, ăsta e fructul meu preferat. Lămâia? Și mandarinele și portocalele. Păi de ce? Am stat odată la coadă la cooperativă de pe vremea lui Ceaușescu. Bă, și s-au terminat fix în fața mea. Oh. A rămas doar cu mirosul, Gheorghe. Atât. Și degustat. Am gustat abia după Revoluție. Am năzuit la ele de mi-a lăsat gura apă. Și acum ce folos? Că e plin de portocale și de mandarine la cooperativă și n-au niciun gust. Câlți. Și noi n-avem bani nici de jumătate de mandarină. Toți banii dăm cu cheltuielile de casă. Ce vrei, mă, dacă e inflamație? Ce fa? Inflamație? Da, toată țara suferă. Ți s-a inflamat creierul, cred că. Inflație, Floaro, inflație, nu inflamație. Păi și cum am zis, mă? Hai, lasă-o, lasă așa. Mai departe? Zi. Care este filmul tău preferat? Titanic. L-am văzut de 8 ori, fă, Titanic. Păi la Titanic mi-a venit mie ideea să te iau de nevastă. Când? Pe când a intrat vaporul înghețar. Cum a intrat vaporul înghețar? Cum mi-a venit ideea? Semn divin. Așa, poc, m-a pognit. Divin? Da. Dițuică, poate. Să zici mersi, că nu te cere nimeni pe o rază de 3 sate. Mersi. Așa. Și eu ți-am acceptat cererea după ce am văzut desenul ăla animat. Care e ziua? Ăla cu purcelușii de le lua vântul casa. A, că ai zis că o să-ți construiesc eu o casă strașnică cu acoperiș de tavă, n-ai de cărămidă, a? Nu, mă, semănai cu purcelușul numărul 1 cu casa lui din paie. Ăla care era înfometat și zbira săracul ca din gură de șarpe că îi lua vântul casei pe sus. Și se ținea de ușa aia cum ții tu de ușă când vin colindătorii și nu vrei să-i lași să intre. Vezi să folosești, știi care e diferența dintre noi? E. Că eu mă văd Leonardo DiCaprio și te țin pe tine pe ușă și mă vezi purcelușul numărul 1 care se ține de ușă. Bun. Animale. Care este animalul tău preferat? Bă, să nu zici de țugurlanca, de vaca de țugurlanca, că te omor. Nu, toată viața am iubit-o pe Monica.
Care Monica? Pisica, fă, Monica! Aia pisica, mă! Da! Zici că se trăgea din frate și de el. Nu te fă de aici! E o pisică mai curajoasă ca Monica, n-am văzut decât la televizor, pe câinele ăla, al lui comisarul Rex. Pe TVR2 nu știi? Păi așa-l chema pe comisar? Rex! Rex? Da! Păi și pe câine cum? Ce-i bond? Bă, ce s-au tâmpit ăștia, mă, cu filmele lor! Hai că mă lua și somnul, numai că vorbi de filmele românești. A. Tu mai stai? Păi mai stau, să văd dacă mai vin colindători. Păi degeaba. Degeaba că și așa nu le deschizi. Hai, pune-te de culcă. Eu nu le deschid eu, dar poate le deschideți sugurla. Ai la mine, ce mai Crăciun făcurăm și noi. A. Atipi. O bradă nu, că consumă băculețele. Sarmale nu, că consumă gazul. Cozonac nu, că-l consum tu. Halal Crăciun. Fă, vorba lui Creangă. Săraca acu și ca anul trecut și ca... De când te de știi? De când mă știu, n-am fost niciodată. Fă, Floru, da. Adevărul e că vorbim în seara asta când n-am vorbit în 6 luni de zile. Bă, tu mi-ai luat interviu ca la angajare? Zău? Da. Dar cred că am luat proba. Noapte bună. Oala, pusă-și păturile astea pe noi. Noapte sfântă, să zice Floareu. Mă rog. Asta este noaptea sfântă. Cioc, cioc. Ce cioc, cioc, mă? Vezi de treaba ta și lasă-mă în pace. La anul. La anul și la mulți ani. Cioc, cioc. Cine e? Mary. Care Mary? Merry Christmas, fă! Dă-te de aici, lasă. Mulțumiri, doamnelor și domnilor, actorilor Maria Buză, Marius Riza. Mulțumesc textierei Natalia Călin. Crăciun fericit și pentru voi, dragii noștri. Vă mulțumim că ne-ați fost alături în acest sezon, la o dată în viață, și sper să ne revedem curând în sezoanele următoare. De asemenea, mulțumiri Florăriei Rodiola. O mulțumire specială merge încă o dată către Farmacia Inimii Catena, sponsorul principal al emisiunii noastre. Mulțumim pentru sprijinul acordat. Și acum se schimbă total atmosfera aici, în platoul Odată în Viață. Doamnelor și domnilor, muzica unei generații! Să auzim, tinerii! Hai, fetele, e Crăciun la TVR, și facem petrecere, nopțile astăzi mi-au rămas.
Bucur să trăiesc din amintiri. Toată lumea la TVR, mâinile sus! Haide, vino înapoi, voi! Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Oh! Cine e cu noi strigă, oh! Cine e cu noi strigă, oh! Cine e cu noi strigă, oh! Cine e pe TVR strigă, oh! Felicitări! Nu știu cât s-au bucurat cei tineri, dar sigur junilor le-a făcut mare plăcere această provocare, muzica generației tinere. Sper că v-a plăcut și dumneavoastră. Vreau să vă spun atât. Hai fetele, e Crăciun la TVR, și facem petrecere. Sper că v-a plăcut de noi, eu așa zic. Domnilor și domnilor, m-ați auzit spunând de foarte multe ori în cadrul emisiunilor Odată în Viață, mulțumiri partenerului nostru de atâta timp, Farmacia Inimii Catena. Ne sunt prieteni, iată, au fost cu noi la Vedeta Populară, sunt cu noi la Odată în Viață și vă rog să-mi permiteți ca în această seară specială să o invit alături de noi pe doamna Alina Marinescu, director general Catena. Odată în viață, vei ști. Bună seara și bine ați venit! Seara. La mulți ani, Crăciun fericit pentru dumneavoastră și pentru echipa pe care o conduceți. Aș spune la rândul meu, în numele echipei Televiziunii Române și a emisiunii Odată în Viață, un mulțumesc încă o dată, așa personal, pentru că ne sunteți alături și contează enorm pentru că susțineți ceea ce facem noi. Cred că aveți un gând pentru cei de acasă și vă invit să o faceți. Bună seara! Și noi vă mulțumim foarte mult că ați acceptat atâția ani să fim partenerii dumneavoastră. Este o mândrie extraordinară și o bucurie să susținem valorile românești. Este o emisiune extraordinară. Odată în viață face puntea între ceea ce s-a întâmplat la emisiunile trecute și cred că este o șansă extraordinară pentru participanții la Vedeta Populară să fie alături de vedete ale folclorului românesc într-un duet muzical de excepție. Mulțumim prietenilor noștri Televiziunea Română pentru invitație și pentru această emisiune extraordinară. O emisiune în care susțineți valorile folclorului românesc autentic. Catena, Farmacia Inimii, brand 100% românesc, sprijină cu bucurie și cu mândrie această emisiune și valorile noastre românești. Și pentru că este seara de Crăciun, permiteți-mi să urez în numele meu și al farmaciilor Catena tuturor pacienților care ne-au trecut pragul în acest an, sărbători binecuvântate, cu liniște și pace în suflet, tuturor telespectatorilor Televiziunii Române, sărbători binecuvântate și, de asemenea, tuturor membrilor Farmaciei Inimii Catena. Multă sănătate și sărbători binecuvântate! La mulți ani și Crăciun fericit! Yeah.
Mulțumim, mulțumim foarte mult, doamnei Marinescu și echipei Catena, pentru că ne sunt alături în proiectele noastre. Vă mulțumesc, Crăciun fericit și la mulți ani! La mulți ani, doamne ajută! Avem un dar din partea echipei noastre, că așa se face de Crăciun, un aranjament care să fie pe masa dumneavoastră și să vă amintească de participarea la emisiunea noastră. Și aveți un coș cu de toate, iar pentru echipa lăutarii de la Chișinău, maestru Bogdros primește acolo un dar din partea noastră. Vă mulțumim tare mult! Îi invit la microfon pe cei care sunt vedetele noastre dragi. Matilda Pascal Cojocărița, Constantin Enceanu, Ion Paladi, Viorica de la Clejan și Nicolae Furdui Iancu cântă pentru dumneavoastră. Cu reversatul, păi ca să nu mă vadă satul. Ai n-ai da și dai n-ai dai, ai n-ai da și dai n-ai dai, ai da 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 da. Hei, hop și hop și hop, hop. Nici n-am văzut-o. Păi toată noaptea-n petrecut-o. Hai, pământra, nici n-am văzut-o. Păi să băviți în coțerucă, păi că vine și-a mea mândruță. Hai, n-ai dat și dai, n-ai dai. Hai, n-ai dat și dai, n-ai da. Hai, da, 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 da. Se revarsă și vremea ar fi de mers acasă. Păi zori de ziua se revarsă și vremea ar fi de mers acasă. Păi vremea a fost și mai de mult, mă, dar mi-a plăcut că am petrecut, mă, lumea și cu mândra, mă. Păi aștept pe așa, aștept cânta, mă. Ai n-ai da și dai n-ai dai, ai n-ai da și dai n-ai dai, ai da 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 da. Zi de sărbătoare la noi în Moldova, ne adunăm la un jindul și așa cum e vorba. Dulci și grai moldovinesc, cu neamul eu mă mândresc, cu lichiș și cu mulhar, că-i neam de-a lui Ștefan. Moldoveancă mie așa spune, păi moldoveancă și-mi stă ghini. Moldoveancă mie așa spune, păi și ziceți, îmi stă ghini. Când am plecat de acasă, de la mine din sat, graiul cântecuș în jocul însă le-a purtat. Că oriunde ne ducem, obiceiul nu-l uităm. Am venit aici la voi, ca să petreșesc cu noi. Moldoveancă mie așa spune, păi moldoveancă și-n stăchini. Moldoveancă mie așa zice, păi moldoveancă, oriunde voi duce, mă! Drag vă adun urare de acasă din Moldova, ca din fiecare dată, dulce-mi vorba. În dulci grai moldovinesc, din suflet eu vă
doresc. Sănătate, la mulți ani, să ne întâlnim an de an. Moldovea că mi-e așa zici, păi Moldovea-n păruri măi duși. Moldovea că mi-e așa-mi spune, păi Moldovea-n păruri măi duși, mă. Stai cu mine, omule, să-ți cânt, că așa mi-a fost dat pe pământ. Să fac pomul de ne ca să uite, să-i fac clipe-n viață fericite. Să-i zic un om pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tăi. Să-și depene amintirile ușor, să-i curgă lacrimile. Iar când ai o bucurie în casă, atunci zici că viața e frumoasă. Cu cei dragi gândești la veselie, îți orez numai așa să-ți fie. Și pui lăutarii ca să-ți cânte, și cu ei te iei pe-ntrecute. Până dimineață chefuiești pe toate, ție da să le-ai trăiești. Atunci vă zic, dragilor, stai cu mine, omule, să-ți cânt, că așa mi-a fost dat pe pământ. Să fac omul de ne ca să uite, să-i fac clipe-n viață fericite. Să-i zic un om pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tâi. Să-și depene amintirile ușor, să-i curgă lacrimile. Să-i zic un om pe sufletul lui, de dor și de dragoste din tâi. Să-și depene amintirile ușor, să-i curgă lacrimile. Și pe piciorul și-o bună, măi, când o văd în vine ca să mor. Of, are privire dor, papucii pe piciorul și-o bună, măi, de vine pui că neșin să mor. Pe pulpiță, pe pulpiță, are mândra, are mândra aluniță.
și pe piciorușul gână măi. Devine mâine că ca să mor, of și cordon nu prins cu nou, lele de trei ori peste mijloc. Haideți toate neamurile! Bine ișe din ieseinele, împrejur cu nemurele. Bine ișe din ieseinele, împrejur cu nemurele. Lai la lai la lai la la lai la lai la lai la lai la 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 masă cu neamului. Lai la lai la lai la lai la lai lai la 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 lai la. Veniți frați, o mă trăi bine, că nu e nimic cu tine. Veniți frați, o mă trăi bine, că nu e nimic cu tine. Lai la lai la lai la la lai la lai la la lai la lai la lai la la lai la lai la lai la lai la la lai la lai la lai la la lai la lai la lai la la lai la la lai la lai. Nicolae Furduian cu Matilda Pascal Cojocărița, Ion Paladi, Viorica de la Clejan, Constantin Enceanu. Și alături de ei, Paula Nanie, Oana Tomoiagă, Gabriel Dumitru, Alexandru Brădețan și Andreea Haisan. Cei care și alături de care am realizat acest Crăciun extraordinar la o dată în viață. Vă mulțumesc foarte mult fiecăruia dintre dumneavoastră și vreau să-mi permiteți să mulțumesc încă o dată Orchestrei Lăutare din Chișinău, maestrului Bodros. Mulțumesc junilor Sibiului, Silviei Macrea, pentru că ne-au fost alături în acest extraordinar spectacol. Și mai am un mulțumesc pentru Elize Stan, mentorul meu, mă înclin, vă mulțumesc. Dragi români, s-a spus un pic mai devreme într-un cântec, bine-i șade mesei mele, alături de cei dragi. Pentru că atunci când suntem la masă, de jur împrejur, cu cei dragi, așa cum am fost și noi în această seară, cred că suntem mai sănătoși,
suntem mai bine, mai în echilibru, mai în armonie unii cu alții și cu tot ce ne înconjoară. Să nu uităm că de sărbători e un alt pas către un alt an și anul acesta e bine să vină și pentru noi, pentru fiecare, cu înnoire, cu primenire, cu gând bun, cu iubire unii pentru alții. Cred că acest cuvânt v-aș îndemna să vă însoțească în fiecare zi. Iubire și lumină. Și atunci totul devine mult mai ușor de dus. Să dea Dumnezeu să ne fie bine tuturor, să dea Dumnezeu să ne întâlnim în astfel de programe împreună și sănătoși înainte de toate și în pace. Vă mulțumesc din suflet încă o dată. Rămân a dumneavoastră, Iuliana Tudor. Crăciun fericit tuturor! O seară minunată! Sponsori: Banca Centrală Cooperatistă Credit Coop și băncile cooperatiste afiliate.